Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venit și cheltuieli pe anul 2019 al municipiului Moinești. Nu e un amendament, dar ceva aici, pentru că după amiază are loc o ședință de guvern și s-a discutat și ne-au cerut situații cei de la Direcția Județeană de Finanțe, cât și de la Ministerul de Finanțe și la Asociația Municipiilor. Și vreau să vă rog să acceptați în cazul în care se alocă și trebuie echilibrat vreo sumă din rectificarea de buget de azi, să nu mai fie nevoie de convocat din nou Consiliul Local într-o ședință extraordinară, ci să putem avea posibilitatea să echilibrăm, pentru că totul, dacă vine, vine pe funcționare și echilibrează. Doar prin capitolul de venituri, dar fără a afecta cheltuielile, doar prin capitolul de venituri. În ședința asta, dacă ați văzut materialul... Speranța mare ultimă, da? Că totuși vine ceva... Dar poți primi ceva să facem activă militare. Da, sunteți de acord, da? Da, bravo. Mulțumim, domnul primar. Poliția de organizat, mai ales acrebați la unitarități, dar nu supun proiectul la mulțumesc, să cred. Împotriva, abține, nu sunt. Comisia de discuții, întrebările dacă proiectului. Dacă nu știu, supunem proiectul la mulțumesc, cine este pentru, împotriva, se abține cineva. Comisia. Comisia e cantinică, dacă sunt de lămâniți, întrebări. Dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, abține, nu, mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești, terminată la data de 31.12.2019. Comisia de urmărit, dacă aveți întrebări pentru această temă. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Comisia juridică, discuții, intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține și pe noi. Mulțumesc, total. Comisia economică, dacă sunt neclarități, întrebări, urmări. Dacă nu vreau să supunem la vot proiectul, pentru, împotrivă, abțineri, nu, mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 176 din 25.09.2019 privind aprobarea punerii la dispoziție în vederea amânduririi a unei suprafețe de teren degradat aparținând domeniului privat al municipiului Moinești situat în zona Schela de al Rosoliu, municipiul Moinești de Subacă. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, abține. Comisia juridică, marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Votat. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau nevăriți. Dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind înființarea, organigrama și numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru situații de urgență tip B1 prin reorganizare a Serviciului de categoria Andreea al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat. Comisia economică, dacă sunt neclarități sau întrebări, ne rămâi. Dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, abținere, nu, mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind regimul de acces și circulație pe diferite categorii, pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Moinești. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, ne clarificați pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului.
Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau nu lămuri. Dacă nu vor să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice, pe raza municipiului Mulnești de Târbători. Aici am să am o mică intervenție. Așa cum ați văzut și la ședința trecută, atunci când am avut în discuție taxele și impozitele locale la nivelul municipiului Mulnești și cum aceea a aprobat să nu le modificăm, să nu creștem niciun fel de taxă, așa am procedat și la taxa de salubrizare, atât la persoanele fizice, cât și la agenții economici, să o menținem și în anul 2020, la nivelul anului 2019. Vă pot spune că după multe lupte care au avut loc în cadrul ședințelor de la asociația de la Adis Bacău și la nivel de Consiliu Județean, s-a reușit să modificăm contractul și să trecem la plata pe cantitate, pe fiecare localitate în parte, și iată astăzi, la sfârșit de an, Primăria Municipiului Mulnești nu are niciun leu datorie la ADIS, nu are niciun leu datorie la niciun operator care prestează pe raza Municipiului Mulnești. Mai mult decât atât, se fac demersuri în continuare pentru suplimentarea pupelelor pentru gunoiul reciclabil la pupelele de zona urbană, unde e o aglomerare de deșeuri din carton și din plastic. Au înțeles cei de la ADIS, au înțeles cei de la Lumbrești și sper să începem anul cu mai multe pubele pentru reciclabil la platformele din zona urbană. E o adresă venită chiar azi. Cei de la Ecosud doresc majorarea prețului. E vorba de stația de sortare și stația de depozitare. E în discuție la ADIS, chiar cu amenințarea să oprească depunerea în depozitul regional și la stația de sortare. Sunt discuții astăzi la nivelul Consiliului Județean, conducerea ADIS și conducerii operator. Sper să le rezolve până pentru anul nou, să nu întâmplăm probleme în depozitarea deșeurilor. Așadar, vă rog să facem acest proiect de hotărâre în forma pe care am anunțiat-o și să menținem taxa la nivelul anului 2019. Mulțumim, domnule primar. Comisia de urbanism, dacă nu aveți neclarități. Dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Potriva, abținere, mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau neclarități. Dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru firme și instituții beneficiare a serviciului de salubrizare din municipiul Mulnești la anul 2020. În aceeași discuție pe care a tratat-o domnul primar, să solicit direct să votăm proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau nelămuriri. Dacă nu am să vă rog să vedem cum se pare că, din câte am înțeles, până la trecut au fost unele societăți care au fost încadrate greșit. Doamnesc că acum, pe anul ăsta, se va face reanalizarea și încadrele corespunzătoare. Greșit la ce? Vis-a-vis de profilul de activitate al unui coș, al unui magazin de textile, librării, care nu se... La ora asta de reglementat, lumea își plătește gunoiul așa cum a fost stabilit. Sunt restanțieri care sunt înscriși la serviciu venituri și dacă o să refuze plata, vor merge la serviciu executiv. Dar nu sunt cazuri note, așa decurge normal. Sper ca și anul ăsta să nu rămânem datori cu nimic, să ne putem achita datoriile pe care lucrăm. Tocmai de asta și ridica problema, pentru că s-a întâmplat tot, mi-au spus unii alții de anumite încadrări greșite. Sau la vremea respectivă, li s-a comunicat că asta e, poate s-a greșit, dar se va corecta. Sunt reglate.
Sunt ok. 9. Proiect de hotărâre. Comisia economică, domnule, a dat pe aia. Motive, cum ai condiția? Dacă nu mai sunt întrebări sau nemulțumiri, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Vă rog. 9. Proiect de hotărâre privind declararea și atestarea apartenenței unui bun imobil de rând de uz și interes public local la domeniul public al municipiului Măinești, dreptul Bateu. De ce această suprafață de teren? Știți cu toții că am întocmit o strategie a zonelor urbane defavorizate. Ne-am încadrat și noi acolo, am accesat 50.000 de euro de la Ministerul Fondurilor Europene și am scris această strategie. În cadrul acestei strategii sunt incluse și proiecte pentru realizarea unor locuri de joacă pentru copii. Și în zona parcului Băi, acolo unde avem concesionat la ieșire spre calea ferată pe partea dreaptă pentru realizarea acelui teren de tenis, în partea stângă este un teren liber și dorim ca acel loc de joacă să fie realizat acolo, dar mai mult decât un modul de joacă, este prevăzut și cu realizarea unor piste pentru role și skateboard. Îl vom alimi parcului și să putem depune la cererea de finanțare pentru accesarea fondurilor europene, care sunt în valoare totală de 6,7 milioane de euro și se realizează pe lângă aceste locuri de joacă în cartierul Căliman 30 de locuințe sociale, asfaltarea străzii Ștefan Lucianu, străzii de Dezvoltării și Căliman, continuarea rețelelor de apă și canalizare în acea zonă, continuarea rețelelor de apă și canalizare în cartierul Văsăiești, unde sunt cartiere locuite de om, și de asemenea reabilitarea și amelobarea blocurilor E1 și E2 din strada Vasile Alexandrei. Și alte proiecte pe POCA sunt cele pentru calificare, policalificare și tot a celor care fac parte din familii defavorizate. Da, mulțumesc, Comisia de Urbanism. Dacă mai aveți întrebări sau neclarități. Dacă nu, supun proiectul la urmă. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu, nu supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Aprobat. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau neclarități. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind declararea și atestarea apartenenței unui bun imobil, teren de uz și interes privat local, la domeniul privat al municipiului Măinești, dreptul Bacău. Da, poate vă întrebați unde sau ce e cu terenul ăsta. În zona Unicat, undeva în drumul de la locul de joacă pentru copii de la grădiniță până la avion, pe partea dreaptă, o suprafață de 106 metri a fost retrocedată în baza legii 10, în mandatul 2004-2008, unui domn, da? Acum vine această persoană să solicite construirea a unui garaj, acolo, pe spațiu verde. Acolo e un spațiu verde în apropierea celor două parcări din partea dreaptă, cum te duci pe avion. Este imposibil să acceptăm așa ceva în municipiul Măinești, să mai construim astăzi garaje, să desfințăm spații verzi, într-un loc unde nici măcar nu sunt garaje, pentru că partea stângă sunt acele de garaje. A refuzat total acest lucru, dar acest proprietar deține o copertină și un garaj în zona Ieremia Grigorescu. Și atunci, pentru a elibera de sarcină acea suprafață de teren, trecem în domeniul privat să putem realiza un schimb de teren. Aparține și la 16 se face. Comisia de urbanism, dacă mai aveți întrebări, dacă nu sunt un proiect la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține. Comisia juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supune la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat. Comisia economică, dacă aveți întrebări, nu clarități,
Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită în favoarea SCD Gas Grid S.A. a unui teren aparținând domeniului public al municipiului Dumnezeu de Turubator. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări sau neclarități pe tema proiectului, dacă mă sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține la neva? Votați cu unanimitate. Comisia economică, întrebări, nerămâniri. Dacă nu, vă rog să spunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune numărul 2406-2010, încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale Angani Urminiș din municipiul Mâineș, județul Bacău. Aici sunt trei proiecte la rând, dacă ați văzut, având în vedere că în acest moment de aceste terenuri concesionate se folosesc fermieri din municipiul Mâineș și au în continuare proiecte de accesare de fonduri de la APIA, fonduri europene, am considerat că nu s-are rost solicitația acum pentru a-i pune din nou pe drum să-și continue treaba pe suprafețele, atâta timp cât și legea permite prelungirea acestor fonduri. Mulțumesc. Comisia de urbanism, aveți întrebări. Dacă nu, supun proiectul la urmă, cine este pe? Împotrivă, abține. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat. Comisia economică, dacă sunt neclarități sau nerămâniri, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Nu. Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune numărul 3/30/06/2010, încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale Păsiești Lucăcești din municipiul Mâineș, județul Bacău și suplimentarea suprafeței de teren pășune concesionare. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Comisia juridică, discuții, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări, ne lămurim. Dacă nu vreau să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune numărul 1/28/06/2010, chiar cu Asociația Crescătorilor de Taurine, al Său Cloruș, din municipiul Mâineș, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votăm. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau nerămuriri. Dacă nu vor să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local Mâineștiul numărul 18 din 23 mai 2019 privind aprobarea desfășurării evenimentelor culturale și sportive din semestrul 2/2019 în municipiul Mâinești. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică,
Întrebări, discuții pe pagina proiectului. Dacă nu sunt supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, votat unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, nelămuriri, legalități. Dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, abține, nu. Mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren între municipiul Mănești, domnul Cojocaru Ionel. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări sau neclarități pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, votat cu unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau nelămuriri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru, împotrivă, abține, nu. Mulțumesc. 17. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului pentru desfășurarea activităților de prestări și servicii funerare. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Comisia juridică, discuții pe bază proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau nelămuriri. Dacă nu vă rog să susținem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, abține, nu. 18. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Mâinești, afectate de incendiu. Poziția de urbanism, dacă aveți întrebări de clarități pe tema proiectului, dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Votat cu unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau nelămuriri. Dacă nu vă rog să susținem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, abține, mulțumesc. 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Mănești, numărul 173 din 28.08.2019. Comisia de urbanism, vă rog dacă aveți întrebări în clarități. Dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Poftiți? Ia trece, la diverse. Da? La plen. La diverse? Da, la diverse. Suspendă? Nu, rămâne discutat, dar la diverse. Rămâne discutat, da? Ședința de Comisia la sfârșit. Era de ședință de... Bună ziua, domnilor și domnilor consilieri, sunt conținitat de doarat în deschisă ședința de plen a Consiliului Local al Consiliului Mănești. Convocarea la ședinței Consiliului Local astăzi a fost efectuată prin dispoziția 1087-2019, cu respectarea prevederilor articolului 133 aliniatul 1 din ordonanța de urgență numărul 57-2019 privind codul administrativ. Vă informez că ședința este legal constituită prin prezentul număr de 18 consilieri din cei 90 validați în conformitate cu prevederile codului administrativ, aprobat prin ordonanța de urgență a guvernului 57-2019, pentru aprobarea conținutului procesului verbal întocmit la ședința ordinară a Consiliului Local din 28 noiembrie 2019, consult plenul dacă există
completări față de conținut care v-a fost transmis pentru aprobare în consultare și care a fost publicat pe site-ul Direcției. Mulțumesc, ne fiind obiectiuni față de conținutul care a fost publicat, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 28 noiembrie 2019. Cine este pentru? Mulțumesc. Votul împotrivă? Abține? Însă? Cu unanimitate de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței ordinare al Consiliului Local, care s-a desfășurat în data de 28 noiembrie. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a supune la vot ordinea de zi propusă pentru astăzi și pentru a face procesul. Vă mulțumesc, domnul secretar. Supunem la vot ordinea de zi ale ședinței. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Da. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2019 al municipiului Voinești. Aviz Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi. Discuții pe baza proiectului. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Votat în unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului municipiului Voinești preliminată la data de 31.12.2019. Aviz Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică? Aviz favorabil cu 6 voturi. Discuții pe baza proiectului? Când ne fim în discuție, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Votat în unanimitate. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificare și completare hotărârii Consiliului Local Mărești Noastră din 25.09.2019 privind aprobarea punerii la dispoziție în vederea împăduririi a unei suprafețe de teren degradat aparținând domeniului privat al municipiului Mărești situat în zona Schela de Alu Soiu, municipiul Mărești, județul Bacău. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică? Aviz favorabil cu 6 voturi. Discuții pe baza proiectului. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat în unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind înființarea organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru situații de urgență de tip V1 prin reorganizarea serviciului de categoria 1 al municipiului Mărești, județul Bacău. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi. Discuții pe baza proiectului. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat în unanimitate. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind regimul de acces și circulație pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Moinești. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi. Discuții pe baza proiectului. Cum se va face cunoscut acest regulament afară de publicarea lui? Poftim? Cum se va face acest regulament? Avem deja un aviz de la poliție, primit ieri după amiază, nu a mai fost publicat la dumneavoastră. Trebuie să montate și niște semne. Mai mult decât atât, se va transmite deja mesajul către instructorii, cei care au școli de șoferi în municipiul Moinești, să avem o discuție până la sfârșitul anului pentru a le pune în vedere că se va aplica acest regulament începând cu începerea trimestrului următor în cadrul anului școlar de învățământ. Privitor la tonaj, de asemenea se vor monta semne de circulație la intrările în municipiul Moinești, cât și un act adițional prin care spune cum se va realiza această restricționare. Sunt la această oră două panouri la intrarea în oraș prin care se menționează că nu au voie să staționeze mașinile cu o greutate mai mare de 5 tone. Nu mai produc efect acum și în locul acelor vor fi montate aceste panouri adiționale. Dar aș avea și un amendament aici înainte de a trece la vot, pentru că
este tocmit de noi, dar analizând acum în aprofunzime, la intervalul orar 7-9 zilele de luni, marți, miercuri, joi, vineri, este interzisă circulația vehiculelor și de șoferi în următoarele străzi din zona centrală. Așa, și restricția se aplică numai în perioada cursurilor școlare. Așa, vă rog să modificăm orele între 7 și 9, să fie între 7 și 8, pentru că după ora 8 cursurile încep și mai o să restricționăm această activitate în oraș de încă o. Suntem mulțumim, domnul Sofia. Alte discuții de bază a proiectului. Ne mai fiind discuții de bază a proiectului, o să punem la vot cu amendamentul domnului primar, la articolul 2, la articolul 2, și mergem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat în majoritate. Vă mulțumesc cu amendamentul domnului primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice pe raza Mărunărești pe anul 2020. Aviz Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică? Aviz favorabil cu 6 voturi. Discuții pe baza proiectului? Ne fiind discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc, votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituției taxe speciale de salubrizare pentru firme instituții beneficiare serviciului de salubrizare din municipiul Moinești pe anul 2020. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi. Discuții pe baza proiectului? Ne fiind discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc, votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind declararea și atestarea apartenenței unui bun imobil teren de uz și de interes local la domeniul public al municipiului Mănești, județul Bacău. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi. Discuții pe baza proiectului. Ne fiind discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Mulțumesc, votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind declararea și atestarea apartenenței unui bun imobil teren de uz și de interes privat local la domeniul privat al municipiului Mărești, județul Bacău. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică? Aviz favorabil cu 6 voturi. Discuții pe baza proiectului? Ne fiind discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită în favoarea secției de gaz Green SA a unui teren aparținând domeniului public al municipiului Mănești, județul Bacău. Aviz Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică? Aviz favorabil cu 6 voturi. Discuții pe baza proiectului? De fiind discuții, trece la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc, votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesionare numărul 2 din 24.06.2010 încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale Hangari Luminis din municipiul Mănești, județul Bacău. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi. Discuții pe baza proiectului. De fiind discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc, votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesionare numărul 3 din 36.06.2010, chiar cu Asociația Crescătorilor de Animale Văsiești Lucăcești din municipiul Mănești, județul Bacău, suplimentare suprafețe de teren pășune concesionate. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului. De fiind discuție, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc, votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului concesional numărul 1, 28.06.2010, încheiat cu Asociația Crescătorilor Pauline Tazlău Trotuș, de municipiul Mănești, județul Bacău.
Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi. Discuții pe baza proiectului. Ne fiind în discuție, trecem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc, votat în unanimitate. 15. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local, Băneș, numărul 118, în 23-a 5-a 2019, privind aprobarea desfășurării evenimentelor culturale sportive din semestrul 2-2019, municipiul Moeneș. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului, de fiind discuții trece la vot, cine este pentru, împotrivă, cine se abține, mulțumesc, votat în unanimitate. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren între municipiul Moneș și Domnul Coșultanul Ionel. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului. De fiind discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc, votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului pentru desfășurarea activităților de prestări servicii funerare. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi. Discuții pe baza proiectului, ne fiind discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc, votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moenești afectate de incendiu. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi. Discuții pe baza proiectului. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc. Votat în unanimitate. Proiectul 19 trece la vot. Diverse. Care este pentru modificare și completare hotărârii Consiliului Local Măneș, numărul 173 din 28-a 2019, și tot la diverse avem o adresă, numărul 2626-2250 din 10-a 12-a 2019, a Spitalul Municipiului de Urgență Moineș, privind proiectul reabilitarea bloc operator aseptic al Spitalului Municipal de Urgență Moineș. Cu privire la această adresă, vreau să dau cuvântul domnul primar. Pentru a ne informa acestei adrese. Mulțumesc. Ca de obicei, în luna decembrie, la finalul fiecărui an, trebuie să intrăm într-o contradicție, ordonator principal de credite, ordonator secundar și numai cu instituție din municipiul Moinești, știți cu toți. Așadar, aveți pe ecran o adresă venită zilele trecute, pe data de 10-a 13-a, la primăria municipiului Moinești. Așa scrie acolo, unitatea dintre din teritoria de registratură, da? Adresată Consiliului Local. Eu nu prea mă regăsesc în cadrul acestui demers, dar așa cum scrie acolo, spitalul vă înaintează demersurile făcute de conducerea spitalului și vă solicită sprijin pentru realizarea proiectului reabilitare bloc operator aseptic, așa. De felicitat inițiativa că se caută soluții de finanțare pentru unor proiecte, spitalul municipal, așa mi-aș dori să facă demersul și celelalte instituții care aparțin Consiliul Local ca ordonator terțiar de credite. Faptul că s-a adresat o cerere Consiliului Județean, vă spuneam că este un lucru bun. Dar Consiliul Județean se răspunde imediat prin această adresă, la această adresă, referitor la solicitarea dumneavoastră, vă comunicăm următoarele. Importanța activității unității spitalicești din municipiul Moinești determină administrația publică locală să inițieze demersuri pentru îndeplinirea ansamblului de atribuții și competențe transferate de Ministerul Sănătății în subordinea Consiliului Local Moinești, conform așa. Legea spune că ne putem asocia,
luând în considerare cele mai de sus, vă informăm faptul că e necesară adoptarea hotărârii de Consiliu Local și Consiliul Județean privind această asociere. Dar tot Consiliul Local spune că un contract se prevede, se prevăd și sursele de finanțare, reprezentând contribuția fiecarei autorități administrației publice implicate. Contractele de asociere se încheie de către ordonatorii principali de credite în condițiile mandatelor aprobate de fiecare Consiliu Local implicat în asociere. S-au mai făcut asocieri cu Spitalul Municipal, atunci s-a realizat unitatea de primire urgențe, tot cu Consiliul Județean. La aceeași masă, stând ordonatorul principal de credite de la Consiliul Județean, respectiv președintele Consiliului Județean, ordonatorul principal de credite de la Moinești, respectiv primarul, și ordonatorul terțiar, managerul spitalului. Astăzi, ordonatorul principal de credite de la Moinești nu se regăsește nicăieri. Credeți că nu aș încuraja cu o astfel de inițiativă să merg la Consiliul Județean să facem o adresă comună? Ori adresa pleacă de la spital, nu de la autoritatea publică locală, așa cum menționează și Consiliul Local. Denotă de aici că se refuză în continuare o colaborare cu primarul, ordonatorul principal de credite, nu se cunoaște forul superior ordonatorului terțiar, adică spitalului, că este Consiliul Local și ordonatorul principal. Jenant în continuare că se întâmplă acest lucru, cu toate că am făcut întotdeauna de mersul, ne cunoașteți cu toții, să avem o colaborare, să mergem împreună pentru atragerea surselor, pentru că în urmă cu o lună, tot noi am votat acest proiect de hotărâre și la articolul 2 scrie finanțarea obiectivului de investiții menționat la articolul 1 va fi asigurată din bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență. Da, dacă nu sunt bani acolo de ajuns, mergem mai departe. Dar eu zic că trebuie să mergem împreună. De aceea, astăzi, ajungând pe masa dumneavoastră această solicitare, vă rog să luați parte de ea, să constatați că nu este chiar în regulă că se lucrează totuși independent. Sunt instituții care deservesc pacienți, cetățeni din municipiul Moinești și cealaltă instituție spitalicească deservește pacienți, dar nu numai din municipiul Moinești, ci din arealul municipiului Moinești, din județul Bacău și chiar din alte județe din țară. Deci, din nou, revin cu rugămintea și cred că este necesar să inițiem împreună această procedură. Cel care a făcut primul demers, rog să convoace ordonatorii principali de credite la o discuție, să putem sta la aceeași masă, să stabilim dacă această asociere este posibilă, contribuția fiecăruia în procente, cine se ocupă de licitație, cine atribuie contractul, cine verifică lucrarea pe parcursul implementării proiectului, cine face recepția, cine se ocupă expres, de aceea este un contract de asociere, să avem fiecare atribuții și să respectăm clauzele din acel contract de asociere. Astăzi ne fiind nicăieri, nu pot fără un mandat al dumneavoastră să inițiez eu acest proiect de hotărâre. Cu toate că primarul inițiază proiectul de hotărâre când convoacă Consiliul Local, dar adresa este înaintată direct Consiliul Local, primarul inițiază proiectul de hotărâre și ca primar inițiază toate proiectele de hotărâre. Cum vedeți o asociere în care primarul nu există? De aceea vă rog să găsiți o pârghie, să înaintăm o adresă, vă propun mai ales celor care fac parte din Consiliul de Administrație de la Spital, să propuneți o întâlnire a celor doi ordonatori principali de credite și a managerului spitalului, chiar să stăm la aceeași masă, să putem lua acești bani de la Consiliul Local, Consiliul dacă este posibil, nu am refuzat niciodată, nu refuz nici acum o colaborare în acest sens. Și rog pe cei din conducerea spitalului să transmiteți dumneavoastră cei prezenți ca și delegați sau noi cei din dumneavoastră consilierii locali să înțeleagă odată că vrem o colaborare și nu întotdeauna doar să procedăm la fel de fel de artificii de a nu fi o echipă pentru a realiza proiectele din spitalul municipal. Vă mulțumesc! Da, domnule. Președinte, vreau să am și o intervenție pe acest subiect. Sunt membru în Consiliul de Administrație a Spitalului Municipal de Urgență Moinești. În data de 10 decembrie, deci acum azi o săptămână, am avut loc ședința Consiliului de Administrație. Un punct pe ordinea de zi, nu numai la ședința din 10,
toate ședințele Consiliului de Administrație este și proiectul și planul de conformare a Spitalului Municipal de Urgență. De acest plan depinde acreditarea Spitalului Municipal și autorizația de funcționare pentru a îndeplini acest plan de conformare. Spitalul are nevoie de spațiu. Noi am mai discutat în Consiliul Local problema respectivă. În acest sens, spitalul, în colaborare cu administrația publică locală, au demarat o serie de proiecte care se află în executare. E vorba de, cred că zile, începutul anului va intra acel proiect cu Compania Națională de Investiție, extinderea compartimentului de urgență, care rezolvă cam 15-20% din acest plan de conformare. Restul s-a inițiat acel proiect extindere bloc materno-infantil cu o suprafață de vreo 5.000 de metri pătrați, dar în jur de 5.000 de metri pătrați. Pentru a îndeplini acest plan sunt necesar vreo peste 3.600 de metri pătrați. Se află în stadiu de studiu de fezabilitate lucrul acesta. După aceea mai e dotarea ambulatorului cu aparatul instrumental de ultimă generație și a venit și această reabilitarea blocului operator. Asta. Noi în ședința din ordinară din noiembrie am aprobat indicatorii tehnico-economici. La ședința din 10, domnul manager, domnul director al directorului spitalului, domnul doctor, ne-a informat că a făcut o solicitare Consiliului Județean în speță ordonatorului principal de credite, care este președintele Consiliului Județean, solicitând un ajutor pentru realizarea acestui proiect, care știți că e de vreo 4 milioane, 3 milioane și ceva, 4 milioane de lei. Tot atunci ne-a spus că se așteaptă un răspuns favorabil, probabil i s-a promis 1 milion de euro, asta noi ne-am bucurat, sunt niște bani veniți pentru spitalul respectiv. Țin minte că spuneam, dacă nu e doamna Armeanu aici, domnul Bogdan este aici, spunea că ne va mai convoca încă o dată în momentul când primește răspunsul la solicitarea făcută Consiliului Județean. Consiliul Județean, văd că a făcut un răspuns, așa cum a prezentat și domnul primar, unde invocă legea 273, articolul 35, care spune Consiliul Local aprobă această colaborare de asociere și contractul de asociere, vedeți că spune 273, se încheie de ordonatorii principal de credit. Respectiv primarul municipiului Moineș, care este autoritatea executivă, și președintele Consiliului Județean, ca autoritate executivă și ordonator principal de credit. Și noi ne-am trezit, ca și ceilalți, ne-am trezit cu adresa făcută de Spitalul Municipal de Urgență către Consiliul Local, unde multe nu avem decât să aprobăm. Ce să aprobăm? Vă solicit, domnule președinte, eu știu să mandatăm primarul municipiului Moinești pentru a emite o scrisoare, o adresă către Spitalul Municipal de Urgență Moinești, către Consiliul de Administrație, pentru a aduna la aceeași masă cei doi coordonatori de credite și pentru a dezbate contractul de asociere, sursele de finanțare, știu eu, modul, procentele și după care trebuie adus în fața Consiliului Local pentru inițiat un proiect de hotărâre privind o colaborare de asociere.
Da, aș veni în completare, pentru că e vorba de mandatare a executivului, a primarului, a guvernatorului principal să realizeze, să realizeze această adresă. Eu solicit o întâlnire mai largă, adică și președinții comisiilor de specialitate din Consiliul Local, pentru a discuta pe față punct cu punct tot ceea ce ne dorim. Pentru că atunci când vom aproba bugetul, cu siguranță Consiliul Local, Consiliul Județean, va fi de acord cu o asociere, dar nu un procent de 100%. Bine ar fi, m-aș bucura și eu, cred că și dumneavoastră, să nu afectăm bugetul local. Dar având în vedere că dacă cumva solicită și un anumit procent de cofinanțare, trebuie să discutăm, să vedem cât putem susține și cât nu. Eu sper să înțeleagă managerul spitalului că nu se poate fără ordonatorul principal, nu se poate fără o discuție înainte de a întocmi acest contract de asociere, o discuție pe aceste puncte, să știe fiecare ce avem de făcut în cadrul acelui contract. De aceea adresa va fi semnată de președintele de ședință și de primar, o vom înainta ordonatorului terțiar de la spital, adică managerului spitalului, să se ocupe de convocare atât la sediul primăriei mâine sau de Consiliul Local, pentru că este inițiatorul acestui demers, pentru a ne întâlni pe toți la aceeași masă, să putem discuta și pentru a lua acești bani dacă vin la municipiul mâine. Și cu toată deschiderea, atât a mea, cât și a dumneavoastră. Și totdeauna ședințele Consiliului de Administrație mi-a duce la cunoștință reprezentantul meu acolo, că se discută în continuare și în ședințele de lucru la spital, că noi, Consiliul Local, Primăria, nu am dat nimic spitalului municipal de urgență în acest an. Eu, încă o dată, fac referire la întreaga perioadă când am ocupat mandate de conducere de primar, viceprimar, s-au alocat destui bani la municipiul, la spitalul municipal, nu în aceeași măsură s-au alocat la instituțiile de învățământ, la cultură, la sport. Deci s-a dat la cofinanțare, proiecte de finanțare europeană, știți maternitatea, știți dotarea ambulatorului, heliportul care este făcut din buget local, contribuția la unitatea de primire urgențe de 10% în asociere cu Consiliul Județean, la aparatură medicală de câte ori s-a luat s-a dat 10%. Nu calculăm doar câteva luni sau un an și jumătate de când eu ocup funcția de primar. Trebuie să luăm în vedere, că avem în vedere întreaga contribuție. Dar nici noi în acest an nu am stat degeaba în Consiliul Local. Avem un parteneriat pe ambulatorul de specialitate. A apărut o axă de finanțare pentru dotarea ambulatorului, aprobată aici în Consiliul Local. O echipă de implementare care este condusă de șeful biroului proiectului Armeanu din primărie. Și e supărare că nu este treaba Consiliului Local și a primarului și a primăriei. Atâta timp cât noi avem echipa de implementare în parteneriat, atâta timp cât săptămâna trecută a fost vizita în teren la ambulatoriu, unde a stat acea persoană care a verificat toate documentele în primăria municipiului Măinești. Așadar, cum de nu se regăsește primăria în proiectele spitalului și sanitare? Fără Consiliul Local s-ar fi putut lua 2 milioane de euro de la Uniunea Europeană? Nu. Vă spun eu că nu. Numai așa, pentru o colaborare. Dar în continuare chem la masa de lucru, conducerea spitalului și pe toți cei în oraș care vor să facem ceva pentru acest oraș. Dacă stăm tot timpul să arătăm cu degetul că nu s-a dat, că nu s-a făcut și ne plângem, nu o să realizăm proiecte și o să avem întotdeauna o disensiune, o tensiune creată din partea mea niciodată. De asemenea, spunea domnul consilier aici că la începutul anului va începe și acea lucrare pe extinderea unității de primire urgență finanțată de la Comisia Națională de Investiții. Știți cu toții și atunci a fost un demers făcut tot de spital, după aia a trebuit să-l reia eu sunt partea executivă a municipiului, am făcut acele demersuri, s-a ajuns la licitație. A câștigat o firmă din Moinești, din dau numele aici, proiectarea, și o firmă din Bacău, execuția. Astăzi nu se lucrează acolo pentru că au refuzat semnarea contractului. Ce vină are primarul și Consiliul Local că s-a întârziat această licitație și acest contract? Dar în Consiliul de Administrație menționează că totuși din vina noastră ar fi. De ce? Pentru că n-a semnat acel proiectant și acel executant contractul la CNI, avea nevoie să determin pe cei doi să semneze contractul. De-aia spun, de ce să arătăm numai cu degetul să creeze tensiuni? Haideți odată să stăm la aceeași masă să facem lucruri bune pentru oraș și pentru instituțiile pe care le reprezentăm, în interesul cetățenilor, că nimeni nu-i vezi și nu lucrăm pe moșia noastră.
Eu sunt sigur că vom avea proiectul pe masă după ce se vor întâlni cei trei ordonatori de credite și îl vom aproba și acest bloc operator se va modernizat și va fi bine. Pentru că așa e bine și așa e frumos. Dacă altcineva are... Tot la diverse, am un regulament aprobat în 2013, atunci când hala de la piață a fost finalizată și s-a început funcționarea ei. Acest regulament este bun, dar am găsit de cuvință ca în perioada imediată următoare, toți cei care comercializează produse în piața agroalimentară, pe lângă faptul că trebuie să întrețină curățenia, să aibă un comerț civilizat cu produsele pe care le expun și să fie depozitate corespunzător, ca fiecare comerciant să poarte un halat de culoare verde, o șapcă cu inscripția municipiului Moineci, un ecuson cu nume pe nume. Acest lucru trebuie prins în regulament. Acest halat va avea culoare verde pentru cei care funcționează hală și culoare albă pentru cei care comercializează produse de lapte, brânză și celelalte în cealaltă hală. Trebuie menționat acest lucru și cred că este un lucru bun ca orice cetățean care merge în piață să vadă cumpărături, să știe de la cine cumpără, să vadă un comerciant îmbrăcat corespunzător. Toată cheltuiala e suportată din bugetul local de la autofinanțate, chiar din încasările pe care le avem de la acești comercianți. Cred că este un lucru bun și fără aprobarea acestui amendament în regulament nu s-ar putea realiza. De aceea vă rog să vă dați acordul să introducem și acest amendament în regulamentul de organizare și funcționare a pieței. Cine este pentru acest amendament? Dar mulțumesc. Pentru că tot am luat cuvântul și ne aflăm, cred eu, la ultima ședință din acest an, dacă nu va mai fi nevoie de convocată nouă ședință până la sfârșitul anului, trebuie să vă prezint un mic bilanț al realizărilor din acest an, cât și ce ne propune pentru anul viitor, de asemenea chiar și un mesaj, pentru că cu siguranță ne vom întâlni și la evenimentul care va avea loc pe 27 și am să încep cu acest lucru, să vă invit pe 27 la ora 14 în zona ceasului de la Autogară. Știți cu toții că are loc acea paradă cu formațiile și urși, tradiții, costume populare până la Parcul Băi, urmate de evoluarea lor pe scena din Parcul Băi și la final un concert susținut de Aurel Moldoveanu, un concert de colinde dedicat sărbătorilor de ani. Vă aștept pe dumneavoastră, cu familia, cu prietenii, să comunicați și cu cei care îi aveți la locul de muncă la serviciu, în familie, să-i aduceți pe toți, să fim într-un număr cât mai mare, pentru a urmări cu drag ceea ce se întâmplă în zona noastră de ani de zile, să urmărim și în acest an. Vă spuneam de un an pe care îl încheiem, zic eu, mult, mult mai bine decât anii precedenți. Și aici vreau să fac referire doar la mandatul acesta de scurs de 2 ani și jumătate de până acum, de când au avut loc alegerile locale și când cu funcția de primar ales. Un an cu realizări, spun eu, mai mult decât anii precedenți, prin atragerea unor fonduri și mărirea încasărilor la bugetul local. Știți de mersurile pe care le-am făcut la Petrov, știți de mersurile pe care le-am făcut la Guvern pentru a mai primi ceva bănuți și chiar s-au concretizat cu o implicare atât a mea cât și a domnului senator Viorel Ilie, care e la București și vreau să vă spun că aproape săptămânal sunt acolo, colegii mei din primărie știu lucrul ăsta și au avut un rost drumurile mele acolo și iată s-au concretizat în câteva proiecte, atât cu finanțare europeană, cât și cu finanțare guvernamentală, fără nicio susținere de la Consiliul Județean. Și aș menționa aici proiectele care au început deja, proiecte cu finanțare europeană, în mod deosebit pe educație, pe reabilitarea școlilor din municipiul Moinești și școala Ștefan Lucian cu o finanțare de 2 milioane de euro, un contract și un atribuit în urma unei licitații unui operator economic care merită felicitări. Pentru că este în grafic, realizează o lucrare de calitate și iată, sperăm ca această lucrare să fie finalizată la timp și corespunzător. De asemenea, a început lucrările la școala George Enescu, lucrări de 1,5 milioane de euro și acolo se vede că un constructor care a câștigat licitația tot din Bacău își face treaba chiar dacă au trecut doar 3 săptămâni de când a început, se
are puterea de a îndeplini sarcinile din caietul de sarcini din pentru realizarea acestui proiect. O problemă mare avem la școala Ștefan Buchean, la Alexandru Sever, unde operatorul economic este în insolvență, a făcut o cerere de denunțare a contractului, lucrările sunt realizate în proporție de 40%, operatorul economic este chiar din mâine și este de plâns, chiar că rămân fără locuri de muncă câțiva oameni, că noi nu ne îndeplinim parametrii și indicatorii la acest proiect și trebuie să facem o expertiză la ceea ce s-a făcut, să facem o reevaluare și o aducere la zi a prețurilor la materiale, după care urmează o licitație și știm cu toții ce povară avem cu transportul elevilor, cu microbuze către școala din cartierul Hangar. Pentru că tot sunt în acel cartier, aș vrea să vă spun și de realizările de acolo și cred că ați trecut cu toții spre Văsiești, spre cartierul Zăvoi și ați văzut o stradă așa cum ar trebui să arate toate din cartierele de urbane ale municipiului Văsiești. Arată după acele demersuri care vă spuneam la Compania Națională de Investiții, am reușit să realizăm un proiect de 4 milioane de lei, să avem o stradă asfaltată, o stradă cu pivole, cu acces la curți, cu acces la curți și prin contribuția noastră a Consiliului Local în atribuirea acelor materiale, dar și cu forța de muncă din cadrul Direcției Domeniul Public, care a realizat accesul la curte podețe, la familiile nevoiașe, la familiile fără posibilități cu persoane în vârstă și în curând va avea loc recepția. Chiar ieri se mai lucra la câteva accese către străzi de lăturanice, accese realizate cu asfalt. Venind de acolo spre cartierul Hangan, unde se desfășoară lucrările pentru realizarea unui pod în valoare de 1.600.000 de lei și acolo lucrările sunt 60% realizate, au fost cei de la IDSIC, felicitări și pentru acea firmă, este de aici din Moinești, Abrex Auto se cheamă. Chiar au fost apreciați și de cei de la Inspectoratul Construcției și de cei care finanțează de Compania Națională de Investiții. Din buget local știți că am mai realizat acele diguri prin cartierul Văsiești, Hangar, pe strada 13 septembrie, Păcii, 22 decembrie. Am realizat acea lucrare de deformatare a râului Luminiș cu cei de la Apele Române. În continuare facem demersul pentru a primi finanțare să realizăm și asfaltul de pe strada 1 Mai. Nu trebuie uitat că au fost lucrări de apă uzată și apă potabilă în acele cartiere. Valoarea stației de epurare implementată acolo, 6 milioane de euro, când am realizat acea stație de epurare, de care beneficiază toate cartierele lungă Văsiești, Hangar. De asemenea, tot din buget local, știți că am realizat ceea ce nu prea s-a realizat în ultima perioadă, asfaltarea a peste 10 km de străzi. Tot cartierul Niculească în proporție de 100%, cartierul Lunca de asemenea, strada Lucăcioaia, incintele din blocuri de la avion, de la liceul Grigore Cobălcescu, din incinta blocurilor a 4 a 5, de asemenea parcări la școala generală, de la școala George Enescu, în fața acea parcare de peste 2000 de metri, parcarea din spatele trezoreriei, parcarea dintre blocurile a 4, a 5, a 6, George Enescu, cât și parcarea din apropierea blocului a 4, care am finalizat-o de curând. Desigur, mai sunt multe de făcut în municipiu. Vorbeam de infrastructură școlară, educațională. Am reușit ca, prin implicarea celor de la Terdezom, să realizăm lucrări pentru amenajarea terenurilor de sport la școala George Enescu și la școala Tristan Țara. Am turnat aceste plăci din beton cu bani de la bugetul local pentru 100.000 de lei, dar am primit și o sponsorizare de 15.000 de dolari de la Terdezom. S-a achiziționat gazonul artificial, nu s-a putut lipi din cauza timpului, din cauza temperaturilor scăzute, este depozitat în sala de sport de la școala George Enescu și va fi montat când timpul va permite. Astăzi am avut recepția la ora 11 la acel loc de picnic, realizat în parteneriat cu OMV Petrom. Nu știu dacă ați avut ocazia să mergeți în Parcul Osoiu, a ieșit un loc, zic eu, super pentru petrecerea timpului liber, atât de cei care astăzi sunt salariați la OMV, sunt disponibilizați sau pensionat de la această instituție, cât și de toți cetățenii municipiului Moinești. S-au realizat 7 module, s-a realizat un octogon cu bănci și fi realizate acolo și
mese în acel spațiu. De asemenea, trei grătare, se lucrează la spațiu verde și o parcare pentru 20 de autoturisme. Într-o ședință următoare voi veni cu o propunere pentru concesionarea unei suprafețe de 200 de metri pătrați în imediata apropiere a acestui parc, pentru a veni cineva și să deschidă o afacere economică acolo, pe realizarea unui fast food sau un minibar, pentru cei care merg acolo să poată să-și petreacă timpul liber și în acea locație, cât și în ceea ce am realizat mai acolo. Era prevăzut și în lege, dar iată astăzi, prin acest parteneriat, am reușit să realizăm acest obiectiv și am propus celor de la OMV ca și anul următor să fie partener cu noi Consiliul Local, să investească cei 200.000 de lei la terenul de sport de la colegiul Grigore Copărcescu, să realizeze și pe acela cu un gazon artificial cu porți de fotbal, de basket, pentru că la acest liceu va începe proiectul deja însemnat caietul de sarcini și procedura pentru a începe licitația pentru executare. Știți cu toții, sunt aproape 3 milioane de euro, se reabilitează 7 clădiri și începând de anul următor va funcționa aici și învățământul dual, parteneriat tot cu Petrom, 28 de elevi vor urma cursurile școlii profesionale de 3 ani pentru calificarea în câteva meserii. Am avut discuții și cu cei de la Schweikofer și cu siguranță vom încheia până va începe anul următor și un parteneriat cu dumneavoastră pentru a începe și acolo un parteneriat pentru un învățământ dual și cei de acolo, da? Vă spuneam și de ce ne propunem pentru anii următori. Cu mare speranță, cred că anul următor vom primăra acel proiect care va schimba fața municipiului Măinești, adică proiectul de mobilitate, acel coridor în valoare de 10 milioane de euro în zona urbană a municipiului, în zona centrală, și încă 5 milioane de euro în zona periurbană, să spun așa, a strada Capitan Zăvenescu, Mihai Zăvenescu, George Coșbuc. Și știți cu toții ce cuprind, acele incinte de blocuri, pavele, borduri, bănci, porni iluminat, acele piste de biciclete, acele standuri de biciclete cu standuri cu biciclete electrice și biciclete mecanice, refacerea carosabilului pe toată zona străzii Târgu Vladimirescu, Ion Creangă, Libertății, Zorilor, Vasile Alexandrii, trotoare, sistem de supraveghere, introducerea cablurilor pe sub trotoare. E un proiect, așa cum vă spuneam, va schimba fața municipiului Măinești. Acum sunt depuse oferte, 4 oferte la un proiect, 5 la altul, pentru a demara proiectarea. Proiectarea durează aproape 5 luni, verificarea proiectului, după care urmează licitația pentru execuție. De aceea vă spuneam că sper ca acest proiect să înceapă undeva spre a doua jumătate a anului următor, spre luna august-septembrie. Dacă ne ajută Dumnezeu să meargă fără protestați, cu siguranță se va vedea și aceasta. Vom continua aceste proiecte de anvelopări clădiri publice, pe strategia de dezvoltare a zonelor defavorizate, vă spuneam mai devreme, că suntem singura localitate urbană din județul Bacău, la comune nici nu am fost, și mai spuneau cândva că cei care se străduiau pe aici să facă din municipiu oraș, aceste proiecte au putut fi accesate doar de municipiile cu peste 20.000 de locuitori. Iată singurul municipiu din județul Bacău care a prins acest proiect și va accesa 6,7 milioane de euro. E rău că suntem municipiu, e rău că putem accesa fonduri europene. Așa cum le spun, sper să uite acel demers. Dumneavoastră, Consiliul Local, ați realizat că nu este un demers favorabil și ați votat în acest sens. De asemenea, urmăm calendarul de evenimente. Am avut în acest an festivalul de film, Vis de Stea, tabăra de pictură și de sculptură, Moineșteanca, zilele municipiului Moinești într-un alt format, care, zic eu, a fost de folositor bugetului local, pentru că am folosit acei bani pe care îi cheltuiam la acele spectacole cu artiști care au uitat măsura prețurilor și iată se văd în parcările și în lucrările pe care le-am executat în municipiul Măinești. Vom face așa și în anii următori, cu evenimente, zilele municipiului Măinești vor fi, dar așa cum ați văzut, Măineșteanca în Parcul Băi, cu spectacolul în Parcul Băi, cu evenimente la Parcul Central dedicate sărbătorii centenarului și ce mai fi în anii următori. Pentru că
Mi-a scăpat poate ceva, dar cu siguranță, dintre dumneavoastră, să știți că am votat multe proiecte pe care le vom implementa. Suntem la sfârșit de an. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți alături de echipa executivă, să vă mulțumesc dumneavoastră, executivului primăriei, tuturor colaboratorilor primăriei și presei care este aici de față și a fost prezentă la toate ședințele de Consiliu. Să vă mulțumesc încă o dată pentru că ați înțeles că trebuie să dezvoltăm acest oraș, ați înțeles și ați votat întotdeauna în unanimitate, neținând cont de culoarea politică și acesta este un lucru mare care se realizează aici la Băinești în comparație cu alte localități din județul Bacău și din țară. V-am consultat întotdeauna, ați fost de acord și iată rezultatul este că un an întreg, nu știu dacă avem o singură hotărâre de Consiliu respinsă, nu cred că este. Asta denotă că am venit în fața dumneavoastră, eu, domnul viceprimar, colegii mei, cu proiecte viabile, de hotărâre, cu proiecte care ați înțeles și dumneavoastră că sunt binevenite pentru a dezvolta orașul și ați observat și știm cu toții că nu am ratat nicio axă de finanțare de niciunde. Am fost și dezavantajați de modul de cum am fost tratați în criza deșeurilor, în drumul acesta pe care l-am fost asfaltat. Îngheniesc în continuare conducerea PSD Bacău și Consiliul Județean, pentru că astăzi, dacă ne erau înțelegători, avem acest drum asfaltat. Am fost și am făcut demersul din nou la Ministerul Transporturilor. Sper ca actuala guvernare să înțeleagă că și municipiul Măinești face parte din această țară și din acest județ, și cetățenii din municipiul Măinești, dar și cei care tranzitează în municipiul Măinești, să beneficieze de un drum asfaltat, așa cum beneficiază de la Bacău până la intrare și din partea cealaltă spre Comănești. Sper să înțeleagă, așa cum au înțeles și la Onești și au făcut acel demers, și iată, parte din municipiul Măinești este asfaltată. Vă urez să aveți un an mai bun pe ăsta, dacă se poate, să vă îndepliniți toate dorințele și tot ceea ce vă doriți alături de cei dragi, să fiți sănătoși, să facem echipă în continuare, să lăsăm uitării acele patimi care le au unii și chiar mă gândesc să vă spun și dumneavoastră celor prezenți astăzi aici în sală, că am mai spus și la spectacolul de duminică cu Plăieșii, o învățătură pe care am auzit-o la predica de duminică la Biserica Sfântul Nicolae, o predică pe care a ținut-o Părintele a Nicolae și care spunea cam așa, că un ienoriaș s-a dus la preot la spovedanie. După spovedanie, preotul i-a dat un canon prin care i-a spus să țină în gură o cruce, o cruciuliță, să o scoată doar atunci când mănâncă sau când doarme. După două zile, ienoriașul a venit la părinte și i-a spus că nu mai poate rezista, este numai rană în gura lui, este rănit, nu mai poate suporta durere. La care preotul i-a spus că tocmai de aceea ți-am dat acest canon, să vezi câtă durere provoci tu cu gura ta atunci când ceilalți din jurul tău îți vor binele, dar tu în continuare îi vorbești de rău. Eu cred că e o învățătură bună, de aia v-am spus-o și dumneavoastră și o să o țin minte și o să o spun tuturor, pentru că încă mai sunt gurele, să spun, la nivelul municipiului Măinești, care în continuare au grijă să ducă în spațiu lucruri care nu sunt reale și lucruri care nu sunt constructive pentru municipiul Măinești. Le doresc ca în anul următor să nu aibă gura rănită, ci să țină cont că suntem o comunitate de oameni creștini, oameni care ne dorim dezvoltarea, suntem redenți pe niște funcții și tot ceea ce facem, nu facem numai pentru noi, ci și pentru ceea ce vin de aici încolo. La mulți ani, să aveți un an fericit, vă mulțumesc că v-ați ascultat. Dacă nu, e clar închis. Să-ți mulțumesc, dar am înțeles. Am înțeles și...